emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Bună ziua, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Metope. Răzvan, Ioan și cu mine o avem astăzi ca invitată pe Cătălina Popescu, clasicistă, specialistă în tragedia greacă, pasionată așadar de literatură greacă, dar și literatură latină. Deci vom vorbi astăzi despre tragedia greacă, despre Pindar. De-al minteri, Cătălina Popescu va ține un curs la Casa Paleologu despre Pindar, despre sport în poezia lui Pindar și rolul sportului în societatea greacă, da? Deci vom aborda o serie întreagă de teme care o pasionează pe Cătălina, așa cum ne pasionează și pe noi. Și o să încep cu doctoratul pe care l-a susținut în urmă cu aproape 9 ani, în 2012, în Texas, la University of Texas at Austin, o teză despre rolul memoriei în tragedia greacă, o comparație între Eschil, Sofocle și Euripide. Dacă nu găsești, Cătălina, un loc unde să o publici, Casa Paleologu este prima pe listă. Da? Deci abia aștept să public o carte serioasă despre tragedia greacă. Și aș vrea să te întreb ceva legat de locul unde ai studiat. Pentru că, din câte știu, University of Texas at Austin are un departament excelent de litere clasice. Cum se explică acest lucru și de ce ai ales tocmai University of Texas? Cum se face că au profesori atât de buni în studii clasice? Îmi aduc aminte și acum când, de momentul în care am scris scrisoarea de intenție, eram deja în America, venisem cu o bursă Fulbright pentru masterat, eram la Ohio State University. Acolo am întâlnit-o pe doamna Victoria Wall, care după aceea, din păcate pentru mine, a plecat în Canada la University of Toronto. Dar înainte să plece, mi-a recomandat, a spus, ar trebui să faci lucrarea de doctorat în Texas și să-l ai drept conducător pe domnul profesor Thomas Hubbard, pentru că pe tine te interesează tragedia și dumnealui este specializat, are nenumărate cărți în tragedie greacă. Și exact asta am făcut, mi-aduc și acum aminte cum am pus în scrisoarea de intenție că vreau să lucrez cu domnul Hubbard. University of Texas at Austin are foarte mulți, pe lângă domnul Hubbard, domnul Galinsky, domnul Gagarin, foarte mulți specialiști, nu doar în tragedie, ci în alte genuri de poezie greacă, latină. De pildă, domnul Galinsky are un volum excepțional despre Ovidiu, care iarăși este una dintre pasiunile mele. Chiar am urmează avut să pleci în Danemarca în cadrul unui stagiu de cercetare despre Ovidiu. Da? Și dacă făceai teza despre Ovidiu, evident ai fi lucrat cu acest eminent specialist. Cred că e unul dintre cei mai buni specialiști în Ovidiu din lume. Chiar am avut, vă spun, am avut două propuneri de lucrări de doctorat pe care le-am scris. Atunci când facem propunerea, m-au întrebat ce vrei și am zis, am să fac două lucrări, două propuneri, fiind scurte, mă descurcam. Voi face două și să vedem care este mai interesantă și le-am propus comisie pe amândouă. Una era pe Ovidiu și cealaltă era pe tragedie greacă memorie. Și mi-au spus, cea mai interesantă ar fi cea pe tragedie greacă, pe funcția memoriei, pentru că era un subiect... să zic așa, proaspăt. Se făcuse cercetări pe funcția memoriei foarte multe în alte poezii, nu în poezie greacă latină. Erau și câteva lucrări foarte importante, seminale, pe tragedie sau în general pe studii clasice. Și mi s-a spus, e bine să te axezi și să faci această lucrare pe memorie în tragedie greacă. Și atunci sigur că am mers cu domnul Hubbard, cum vrusesem de la început, și m-am gândit pe Ovidiu am să-l transform într-o teză postdoctorală. Ceea ce urmează, înțeleg acum. Da, mă bucur foarte mult, Cătălina, să aflu că ai scris despre memorie. Bun, pe mine mă interesează problema memoriei în antichitatea greacă clasică, evident la Platon, unde cunoașterea funcționează ca aducerea aminte.
și, bineînțeles, în filozofie s-au scris volume peste volume pe tema asta. Dar cum stă treaba cu tragedia? Înțeleg că a fost mai puțin studiată problema tragediei. Care sunt tezele principale sau care este teza ta? La momentul respectiv, ceea ce înseamnă acum 9 ani, acum între timp s-a tot produs, oamenii au o efervescere apare. În perioada respectivă, desigur, era mai puțin cercetat. Pe mine m-a interesat partea care ține de răzbunare, faptul răzbunarea în tragedia greacă, răzbunarea lui Oreste și cum apare ea la cei trei autori, la Eschil, Sofocle și Euripide. De aceea am un titlu foarte lung, am încercat să includ pe toți. Era important pentru mine funcția memoriei, pentru că cel puțin la Eschil, Clitemnestra, dar și la Euripide, la Euripide chiar și mai mult, încearcă să impună uitare. Vrea să, ca nimeni să nu-și mai amintească de Agamemnon, își impune punctul de vedere, dar iată, în Eschil avem un întreg grup de cetățeni care își amintește și care îl onorează în continuare pe Agamemnon. În Euripide, funcția, ștergerea memoriei are mai mult succes, pentru că Electra este căsătorită cu un om simplu, tocmai pentru că, din punct de vedere eugenic, Clitemnestra crede că poate șterge așa, impactul descendenței din Agamemnon și și Electra va avea un urmaș nevolnic care nu va putea să-l răzbune. Și una dintre probleme în Euripide este cum încearcă personajele să-și reamintească cine sunt, să se regrupeze și să-l răzbune. Iar după aceea, memoria practic devine covârșitoare, este ca o boală. Dacă ne uităm la piesa Oreste, el suferă de prea multă memorie. Practic, de la pastile spre sebie de Eschil, nu sunt vizibile ca niște demoni, ci este vorba de o boală. El interiorizează foarte mult crima, uciderea mamei. Și îl consumă pe dinăuntru. Cătălina, pentru cei care ne ascultă, cred că ar trebui făcute niște precizări. Da. Și anume, de la Eschil avem o trilogie completă. Da. Orestea, avem toate cele trei piese care compuneau această magnifică trilogie, iar la Eschil mi se pare că este foarte mult pus accentul pe faptul că Apollo îi ordonă lui Oreste să-și răzbune tatăl. Da? Este un fel de misiune pe care fiul o are. Ce înseamnă să fii un fiu? Înseamnă să-ți răzbuni tatăl. Exact. Mie place asta. Da? Mi-aș dori să am un fiu care să mă răzbune dacă va fi cazul. Și e un fel de etică a ce înseamnă să fii fiu. E o scenă fabuloasă în The Godfather, în episodul 2, când spune Michael Corleone, "It's not easy to be a son." It's not easy to be a son, pentru că un fiu are ca misiune să-și răzbune tatăl. Asta mi se pare că reiese din Eschil, care evident nu cunoștea replica lui Michael Corleone, dar se potrivește foarte bine. Și trebuie continuat pentru cei care ne ascultă. Din Sofocle avem o piesă, Electra, da, care practic este echivalentul coeforelor din trilogia lui Eschil, iar la Euripide avem mai multe piese. În primul rând avem Electra, în care, într-adevăr, cum spune Cătălina, Electra a fost căsătorită cu un țăran ca pentru a-i se șterge urma, da? Pentru a o da uitării într-un fel, numai că țăranul respectiv e cel mai simpatic personaj din piesă, de fapt. Da? Și după aia mai este Oreste, o altă piesă care nu formează un tot împreună cu Electra, în care, într-adevăr, Oreste este înnebunit de memorie, o remarcă, cred că foarte pertinentă, foarte subtilă. Răzvan, vreau să spun ceva. Mai întâi înțeleg că ai din ultima campanie niște polițe de plătit, niște răzbunări. Pe alea le plătesc singur, n-am nevoie de film pentru asta. În ce privește memoria? Dar e adevărat că s-a întâmplat ceva în 2019 care are legătură
cu o poliță pe care trebuia să o plătesc cuiva care a fost impertinent cu tatăl meu în 80 și ceva. Dar am memorie foarte, foarte lungă. Uite, memoria devine într-adevăr toxică la un moment dat, patologică. Mă gândeam la ceea ce spune, bun, e adevărat, în modernitate, unul din oamenii care au cunoscut cel mai bine pe greci, anume Nietzsche, care vorbește despre uitare ca fiind o putere activă. Uitarea nu este doar ștergerea memoriei, pierderea memoriei ceva nefericit, ci uitarea trebuie să funcționeze activ, astfel încât să ne permită să trăim. Pentru că altfel vom fi scufundați sub mare de amintiri, poate de răzbunări, de semnale. Da, de-aia e bine, Răzvan, să te răzbuni, că asta te ajută să depășești o memorie care te roade din interior. Dacă ții minte și nu te răzbuni, te roade din interior. Când te răzbuni, exact, te ușurezi, domnule, nu? Te-ai scăpat de o povară. În felul acesta m-ați ajutat și ajung la cea de-a doua parte a discuției mele despre lucrarea de doctorat. Avem în Eschil această reglementare socială a funcției memoriei, pentru că Orestes este amnistiat în mod legal, printr-un proces. Și avem, într-adevăr, această uitare organizată. Societatea își propune să dea deoparte ce a durut și să înceapă din nou de la zero. De aceea, furiile care sunt aici personaje, care sunt procurori în procesul lui Oreste, sunt până la urmă îngropate, li se dau niște funcții, devine așa un fel de funcționărași care stau undeva în subsolul orașului și vor ajuta ele la un moment dat, dar pe moment au fost pacificate, pentru că orașul să nu fie poluat de răul care s-a comis. În Sofocle, tocmai aici era partea cea mai interesantă, memoria este lăsată, se pare, în seama unui singur individ, care este Electra, și ea se chinuie să ducă până la capăt într-un ciclu care devine, chiar l-am citat pe Charles Siegel acolo, devine pentru ea maladiv, pentru că în fiecare zi ea asta face, se duce și sugerește memoria părintelui mort și nimeni nu ajută. Acolo avem un individ care duce povara memoriei sociale în absența celorlalți. Și pentru ea, ca și pentru Oreste la Euripide, memoria poate fi toxică. Ea este sterilă, ea nu a fost niciodată măritată, nu are copii, locuiește, practic, este amenințată mereu de părinții, de tatăl vitreg și mama ei, cu închisoarea sau și mai rău. Și cu toate astea face acest efort continuu și este nevoie ca Orestes să se întoarcă și să comită acel act de răzbunare pentru a o salva de această memorie. Da, bun, aceste teme sunt extrem de relevante în epoca noastră. Epoca noastră este plină de lucruri de care ne amintim, da? Și există și o anumită datorie de memorie. Întrebarea e până unde duci această memorie și dacă nu cumva amnistia este și ea necesară pentru a face viața posibilă în societate. Este necesară pentru că altfel nu facem decât. De fapt, trebuie să se renunțe la acel continuum în care ea trăiește și memoria poate avea o funcție ciclică și acest lucru este foarte important. De fapt, se vede în societățile tradiționale și noi, dacă mergem la țară, vedem că bunicile noastre sau, mă rog, se duc la mormânt, aduc tămâie, flori, lumânări, își amintesc de cei care au murit și apoi se întorc acasă și continuă cu cele zilnice. Faimosul banc, nu? Cu de trei ori te este căsătorești în viață, ultima dată cu o româncă pentru că face niște parastase. Da. Adevăr, într-adevăr. Mă rog, și Electra face parastase, de fapt. Electra, atât la Eschil, cât și la Sofocle și la Euripide, e parastagioaică, face parastase pentru taicăsul, pentru Agamemnon, până când vine frasul și îi lichidează pe nenorociți. Da? Însă, totuși, mi se pare foarte importantă relația între răzbunare și justiție în Oresteia, lui Eschil în mod special, pentru că această trilogie este o trilogie despre fundamentele justiției și fundamentele vieții în societate. Nu se poate viața în societate dacă continui la nesfârșit cu spirala răzbunărilor. Dar trebuie să se oprească la un moment dat. Pe de altă parte,
cum relevam mai devreme, Apollo însuși îi ordonă lui Oreste să-și răzbune tatăl, adică există și o datorie de a răzbuna. Problema e unde te oprești, da? Când se oprește acest ciclu al memoriei și răzbunării. Știți foarte bine că există societăți unde această cultură a vendetei duce, bineînțeles, la răzbunări care nu se mai termină și debilitează societatea. De aceea e important, în anumite coduri legale există echivalențe. Adică dacă ai făcut un rău, chiar dacă ai omorât pe cineva, plătești o sumă de bani și se termină acolo lanțul răzbunării. Plătești în felul acesta. Sunt, uite, în societăți germanice, de exemplu, în Evul Mediu, a apărut această instituție a Vergeltului, care a reușit să scoată societatea din această spirală a răzbunării necontrolate, ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Ochi pentru ochi, lasă pe toată lumea oarbă, cum spunea Gandhi. Da. Exact, da. Aveți dreptate. Și există, că tot am vorbit de importanța lui Apollo la Eschil, în Euripide, iată, este considerat oarecum vinovat Apollo, pentru că l-a împins pe Oreste la crimă. Și asta e latura subversivă a lui Euripide, o anumită critică a religiei tradiționale la Euripide. Chiar vin când avem acel procedeu Deus ex machina, și aici avem Dei, sunt mai mulți din Dioscuri, și spun cât despre Apollo nu înțelegem cum a putut el să ceară așa ceva. Și este foarte, e pe față la adresa lui Apollo, în Euripide. Da, aici chiar sunt poziții diametral opuse, cum bine spui, Cătălina. În Eschil, da, e această injuncțiune legitimă, în timp ce la Euripide ea este contestată. Și avem o mare distanță între Eschil și Euripide. De aia, de pildă, Aristofan îl considera pe Euripide periculos, în timp ce Eschil este poetul tragic prin excelență, numai că trebuie să poetul pios, să memoria publicității, să nu uităm că avem publicitate, da? Este injuncțiunea lui Apollo să nu uităm publicitatea de la și 20, așa că ne oprim pentru câteva minute și reluăm această discuție atât de importantă despre răzbunare, memorie, datoria de memorie. Metope, emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Am revenit în direct la emisiunea Metope, Răzvan Ioan și cu mine o avem ca invitată pe Cătălina Popescu, specialistă în tragedie greacă, o clasicistă care a făcut o teză remarcabilă despre rolul memoriei în tragedia greacă. Și trebuie să spun că sunt foarte impresionat, Cătălina, că ai avut în juriu de teză două somități ale studiilor clasice, doi autori pe care i-am citit cu maxim interes. În primul rând, Michael Gagarin. De ce mă interesează atât de mult Michael Gagarin? Pentru că coordonează o serie extraordinară de retorică greacă la University of Texas, da? La editura universității. Apare această serie în multe volume, da? De la Lysias până la Hiperide, trecând prin Demostene, discursuri ale marilor oratori greci. Este o sursă extraordinară. Am folosit adesea această ediție pentru cursurile de retorică pe care le predau și cred că voi folosi chiar o să țin un curs la Facultatea de Drept, de retorică judiciară, și cred că o să folosesc câteva dintre aceste discursuri ateniene, Lysias de pildă, nu? Sau anumite pledoarii ale lui Demostene. Iar celălalt mare autor, mare elenist și mare clasicist, pardon, este Galinski, da? Despre care ne-ai vorbit deja. Este, cum spuneam mai devreme, un mare specialist în Ovidiu și aș vrea să ne vorbești puțin despre pasiunea ta pentru Ovidiu, pentru că ne-ai spus că te-ai gândit să faci teza de doctorat despre Ovidiu. De-al minteri,
suntem mai mulți care să avem aceeași pasiune. Mă rog, tu ca specialistă, eu ca amator, de-al minterea Anca Dan va ține un curs despre Ovidiu peste câteva săptămâni, un curs de duminică în stilul ei de 3 ore. Cred că aveți în comun o adevărată pasiune pentru Ovidiu. De-al minterea Anca Dan a făcut o teză de doctorat despre Marea Neagră și n-avea cum să nu vorbească despre poetul care se plângea că e foarte nasol la Marea Neagră, dar chiar se poate face un curs despre Ovidiu cu titlul Ce nasol e aici, da? Ovidiu la Tomis. Dar vorbește-ne despre această pasiune pentru Ovidiu, pentru că Ovidiu poate fi abordat din foarte multe unghiuri diferite. Ce anume te interesează în mod special la Ovidiu? Pe mine mă interesează, în primul rând, metamorfoza eroilor în Ovidiu și modul în care ei, prin întrupare, dezintegrare, reîntrupare, retransformare, contribuie din nou la funcția socială, culturală a memoriei. Modul în care ei sunt tratați de către comunitățile care dețin un heroon, un templu eroic, și în care acea memorie a faptelor lor de vitejie este prelucrată din punct de vedere politic pentru a ajuta acele comunități. Și ce face Ovidiu cu acest bagaj mitic? Cum îl metamorfozează? Că tot vorbim de metamorfoze. Cum transformă el acest bagaj mitic și cum ajută la... cum oferă eroilor un destin compatibil cu... dimensiunile Imperiului Roman. Practic îi lansează, preia niște eroi care erau de origine greacă și face compatibili cu cosmopolitismul roman, cu lumea romană. Sunt aici, am să folosesc foarte mult teoria doamnei Aleida Asman referitoare la arhivele memoriei, la cum anumite în funcție de timp folosim anumite elemente ale unor legende pentru a transmite un anumit discurs și mă interesează cum eroii practic oferă o memorie vizuală, prin faptul că ei sunt reprezentați întotdeauna în deplinitatea frumuseților fizice. Ne gândim de obicei la memorie, când ne gândim la memorie socială, vedem logocentrismul memoriei, această dominație a logosului, a cuvântului, a faptului că noi spunem povești. Dar eroii erau în același timp nu doar cei care creaseră lumea, ei reprezentau niște forțe fizice pe care poeții... această forță fizică a eroilor, această întrupare a eroilor devine esențială în transmiterea memoriei lor. Într-un fel, ei sunt reciclați. De foarte multe ori, chiar mă gândeam la unul dintre eroii lui Ovidiu, la faptul că Orfeu este decapitat și trupul lui ajunge în pământ, sufletul lui ajunge la Hades ca umbră, dar capul lui se rostogolește până la Lesbos și acolo practic infuzează acel teritoriu cu talentul lui poetic și Lesbos devine un centru poetic important. Îmi place să aud asta pentru că familia noastră este originară din Lesbos și în urmă cu mulți ani Corneliu Vadim Tudor m-a insultat spunând că sunt lesbian. Da, sigur că era o jumătate glumă, jumătate insultă. Da, că, da, într-adevăr, se poate spune lucrul ăsta. Și da, Lesbos este o insulă a poeților. Da? Safo, în primul rând. Acolo. De ce? Da? Pentru că Arion, poate... mai este celălalt poet lesbian, Arion, da? Cu povestea foarte frumoasă cu delfinul. Exact, exact, din nou. Și pe mine mă interesează partea asta în care trupul eroilor, corpus memoriei, devine locus memoriei, se lipește de un loc al memoriei și acel loc devine venerabil pentru cei din jur. Și cum lucrează Ovidiu cu acest material? Una dintre lucrurile fascinante despre Ovidiu este, având în vedere că el însuși a fost exilat, la un moment dat își imaginează poezia sa ca fiind un trup. Un trup care a fost torturat, biciuit, trimis undeva departe și la sfârșit este interesant că ultima lui poezie de exil, mă rog,
din volumele pe care le avem noi, ultimul cuvânt acolo este locum. Spune, nu mai am loc de atâtea răni, adică sufăr atât de mult aici, m-am dezintegrat în acest loc. Deci exact inversul situației eroilor săi. Ei de obicei fuzionau cu un loc. Trupul lor era îngropat și practic creștea, sporea acel loc, îl făcea cunoscut, îl făcea... Ei îl făceau... venerabil. Exact, venerabil. Pe când Ovidiu este absorbit de acel loc în care a fost exilat, trupul lui dispare, se dezintegrează și el are impresia că se dezintegrează și spiritul lui poetic. Sunt foarte curios, pentru că ai spus că acești eroi joacă un rol definitoriu în formularea identității unui loc, a unui oraș, în lumea greacă. După aceea ai spus că Ovidiu preia această idee, dar bineînțeles o integrează în contextul roman. Context roman care e cu totul altul, un context cosmopolit. Cum operează tranziția asta și ce înseamnă un context cosmopolit roman? Mă gândesc la faptul că romanii au preluat, în primul rând că imperiul lor avea nenumărate etnii, nenumărate tradiții culturale, mitice, religioase. Trebuie să ne gândim de pildă la Isis, care a fost practic integrată în cele din urmă religiei romane. Sau ne referim la, inițial, vă aduceți aminte de Senatus Consultum, de Bacchanalibus, când Bacchus, care se pare că are a avut inițial o reputație proastă și la greci, dacă ne gândim la bacantele și la cât de greu s-a impus în lumea greacă și este comemorat momentul în tragedie, același lucru a avut și lumea română, a avut o dificultate de a pătrunde în spațiul roman și a se integra în sistemul religios roman, dar a făcut-o până la urmă. Bine, astea s-au întâmplat cu mult înainte de Ovidiu, dar în permanență existau influențe exterioare. Cu cât se extindea imperiul, cu atât mai mult preluau și bagajul cultural al celor pe care îi cucereau și se împletea cu ceea ce aveau ei. Și mă interesează această fuziune între culturi, între lumii, care este firească, e naturală. Iar Imperiul Roman deja ocupa lumea cunoscută atunci, sau mă rog, se lăudau cu așa ceva, încercau să se laude că noi ne-am extins, suntem acum, ne-am făcut din... este această identitate între urbs, care este Roma, Roma dominantă, și lumea, Orbis. Și vreau să știu care este rolul acestor eroi. Mă interesează cum, ce se întâmplă cu ei la Ovidiu în contextul acestui imperiu atât de extins în care sunt multe influențe. Și există acolo, ei sunt în continuare importanți, dar se pliază pe nevoile locale, depinde unde mergi. Bun, în metamorfozele lui Ovidiu avem peste 240 de povești diferite. Da? Este o sumă mitologică, e unică această carte. Însă, dintre aceste atât de numeroase mituri, cele mai multe nu sunt propriu-zis despre eroi. Da, sunt unele despre eroi, despre Tezeu, despre Ajax, Ulise. Dar sunt și multe povești care nu implică propriu-zis eroi. Implică nimfe de care s-a îndrăgostit un zeu sau, dimpotrivă, un bărbat care, din păcate, a văzut o zeiță dezbrăcată și a dat de dracu. Adică sunt multe povești care nu sunt propriu-zis despre eroism la Ovidiu. Aș spune că cele mai multe nu sunt propriu-zis despre eroi. Nu este o poezie eroică, așa cum este poezia homerică sau Virgiliu sau Pindar, de pildă. Da? Deci, totuși, aici avem o relație mai complicată între eroi și non-eroi. Ce părere ai? Tocmai de aceea mă interesează, pentru că nu este limpede această legătură cu poezia eroică. De fapt, Ovidiu, mi-a fost și greu când credeam la universitate să spun ce tip de poem este poemul lui Ovidiu. Începeau să zice, este epopee, este... Copiii mă întrebau. Spuneam, e atât de greu să spun, pentru că este un poem de tip helenistic, alexandrin, combină multe și folosește o imagine, imaginea pitagoreică a reîntrupării pentru
ca pretext pentru toate metamorfozile pe care le urmărește și se duce departe, preia tot ce avem la Antoninus Liberalis în tip, sub formă de narațiune despre metamorfoze și încearcă să înglobeze totul și să dea un substrat filozofic acestui construct. Da, trebuie este spus exact că ideea pitagoriciană de reîntrupare este cheia filozofică, da. Reală sau nu, poate e un pretext literar, da, poate pretext, e pe bune, dar este ceea ce permite o lectură a ansamblului. Da? Ideea de metamorfoză ține la un loc toate aceste mituri atât de diverse, da? Și este un adevărat turbător ceea ce face Ovidiu și aș vrea să relev în mod special discursul extraordinar al lui Pitagora împotriva mâncatului de animale. Da? Este un discurs vegetarian, da, absolut impresionant. Da? Îți dau lacrimile, da? Când vorbește despre fratele nostru, bou, da, care trage la jug, despre alte animale. Cum poți să ucizi mielul? Scuze, cum poți să ucizi mielul când țipă precum copilul, bebelușul? Este într-adevăr foarte intens. De ce mă interesează eroii, să știți? Pentru că eroii la Ovidiu, la sfârșit, el are această idee că după, care apare și în Horațiu, că după moartea lui va supraviețui așa în formă eterică prin poezia sa. Va căpăta un fel de eroi erau transformați în constelații după moarte, unii dintre ei cel puțin. Și chiar există un autor care consideră că Ovidiu aici încearcă să se identifice cu eroii din trecut. În ultima, consideră că și poetul poate fi un tip de erou. El poate urca până la stele, el se poate dezintegra fizic, dar se poate transforma într-o entitate care să țină cât Roma și chiar mai mult. Ei bine, aici mă interesează faptul că el eșuează, sau cel puțin crede că eșuează în ponticele sale. Pentru că toată această proiecție astrală nu mai există. Trupul lui este mâncat de, să zic așa, de viermele invidiei, livor. Dușmanii lui au reușit să-l îngroape, să-l dezintegreze și la final nu mai are nimic, nici măcar el care era îndrăgostit de, să spun așa, de spațiul Romei. Roma pentru el era o entitate fizică, nu doar un concept. La sfârșit nu mai are deloc niciun, zice, non habeo locum, nu mai am loc, nu mai am un spațiu al meu, sunt complet pierdut. Și de aceea de aici mi-a venit ideea să văd cum privește el de fapt eroii. E adevărat, nu toate metamorfozele sunt pentru eroi, spre norocul meu, altfel nu aș mai termina cu scrisul, dar există de la Cadmus, Heracles, Orfeu, bineînțeles, ăștia sunt cei mari, dar apare el și cu cine s-ar identifica? El cu cine s-ar identifica? Cu Orfeu, bănuiesc, nu? Da, asta spera să fie Orfeu. Da. Sau Orfeu reușește să coboare. Într-adevăr, o parte e foarte ciudată. Orfeu practic se dedublează, esența lui rămâne la suprafață și dă spirit poetic multor orașe, dar o parte din el coboară sub pământ și este cu Euridice. Și partea cea mai ciudată este ce fel de parte a lui? Este partea cea mai importantă a lui? Este doar omul. Omul coboară, umbra omului coboară și este reunit cu iubita. Cu Orfeu, dar cu Heracle, pentru că nu știu cât de validă este această ipoteză. Cu Heracle, cel care călătorește, cel care descoperă tărâmuri noi, cel care își învinge adversarii. Există această posibilitate a identificării lui Ovidiu cu Heracles? Cu Heracles nu neapărat, dar Heracles este în primul rând un trup vașnic. Am avut o lucrare care urmează acum să se publice. El, în momentul în care Heracles urcă pe rug, de fapt încearcă să-și provoace moartea, avem acces în Ovidiu la mecanismele interioare ale eroului, pentru că la un moment dat îți arată cum el își smulge de pe sine tunica, tot încearcă, rupe bucăți din el și dedesubt vezi cum este construit acest erou. Și este extrem de fizic, de visceral momentul. Vedem cu care este anatomia eroului. Foarte dat, este foarte bine, sunt anumite acolo și de
nu știu, un pic mai, Ovidiu e un pic mai visceral decât poeți și tocmai aici cred că sunt, e un moment de sensibilitate maximă în descrierea suferinței lui Heracle. Dar Heracle își lasă o parte din sine peste tot pe unde merge, toate acele locuri sunt marcate de sine. De fapt, când are lupta cu Alfeu, Alfeu spune, cine ești tu, un venetic, mama ta te-a făcut din flori. Probabil că minți că ești al lui Zeus, fiul lui Zeus. Jinețe și apare, pentru că râul se identifică cu teritoriul, spune, eu știu unde mi-au sursa, de unde am sursa. Eu sunt Alfeu, eu sunt acel râu al pământului, eu mă identific cu acest pământ. Pe când Heracles este cumva, este de pretutindeni și de nicăieri în imaginea lui Alfeu, în ce spune el. Da, un vagabond, un sans domicil fix, da. Dar un vagabond civilizator. Exact, da. Exact. Da, este eroul civilizator prin excelență. Dar pentru Ovidiu aș vedea mai degrabă pe Orfeu, da, ca prototip. Mai mult, ca sigur. Sau Aracnea, da, care este pedepsită de Atena, da, care țese, da, și este o artistă, da, este o artistă, dar e o artistă subversivă, așa cum și Ovidiu este un artist în mare măsură subversiv, în orice caz în comparație cu Virgiliu, nu? Virgiliu este un poet oficial, nu e nimic rău în asta. În timp ce Ovidiu are o latură subversivă, de altfel nu știu dacă e clară treaba de ce a fost pedepsit atât de drastic. Există un consens printre savanți? Nu se știe, sunt nenumărate versiuni. S-a spus că a surprins ceva, el spune, se identifică, că iată vorbim de eroi, se identifică cu Acteon și spune, exact ca Acteon, n-a fost vina mea, am văzut ceva ce n-aș fi vrut să văd. Și s-a discutat destul de mult despre asta, oare a surprins o scenă, având în vedere că Augustus vroia să reformeze moravurile. Poate a surprins-o pe Iulia, într-o ipostază nu tocmai decentă, și atunci... Adică pe fica lui Octavian Augustus. Da. Nu se știe exact ce a observat el, dar oricum a fost ceva atât de jignitor încât a trebuit să fie îndepărtat. Alții spun că nu, n-a fost asta. A făcut o greșeală în sensul că a încercat să afle, se făcea și pe vremea aceea, să meargă pe chestii de-astea de astrologie, să vadă cam cât timp mai stă la putere împăratul, adică trăiește, adică cât timp mai avem cu noi. Cu moravurile lui prea rigide pentru poeți. Hai, cât de repede scăpăm. Asta este, o, să zicem așa, o mică bârfă. Se pare că, nu știu... Mulți spun că a fost doar vorba de poemele lui care invitau tinerii să aibă relații extraconjugale, să nu piardă ocazia vreodată. Mi se pare însă prea puțin pentru a explica o măsură atât de drastică, pentru că Octavian Augustus suporta și critici. Deci nu văd în asta un motiv suficient. Dar, Cătălina, vorbeam de eroi la Ovidiu și ai propus un curs la Casa Paleologu, va avea loc peste câteva săptămâni, despre eroi la Pindar. Acum chiar e, aici e 100% se potrivește, da? Deci la Ovidiu, cum spuneam, și erai de acord, o parte sunt eroi, eroi care sunt nu numai cu eroi, însă la Pindar este vorba despre eroism, da? Și vorbește-ne despre Pindar, pentru că e un poet extraordinar de important și din păcate puțin cunoscut. Da. Avem de-a face cu un poet care s-a născut în secolul al VI-lea înainte de Hristos, a prins invaziile persane, a murit în 438 înainte de Hristos și a fost un poet al curților regale. Acest lucru este foarte interesant pentru că el ne ajută pe noi, că tot vorbim de memorie culturală, ne ajută pe noi să legem cum era privit sportul atunci și cum devenea el un liant pentru lumea greacă, între cetăți, între orașe, între supuși și conducătorii lor. Cum el glorifică în poemele sale victorii sportive, acum se cheamă sportul regilor, victorii sportive
ale diversilor dinaști din lumea greacă. Este bani, dar merge și în Cirene, și în Sicilia, în Siracuza, în mai multe locuri unde era invitat de către regii locali pentru a le celebra triumful. Și e foarte interesant că în poemele sale întotdeauna face legătură între eroii eponimi ai acelor locuri, respectivul rege care este la conducere. Și vedem acolo și importanța cultică a sportului. Tocmai asta este partea cea mai interesantă la Pindar, partea, filozofia din spatele jocurilor olimpice, nemeene sau delfice. La un moment dat are și concluzia mare, ce suntem noi ca oameni, suntem visul unei umbre. Cătălina, da? Spune pe... Nu vă mai aud. Structurate aceste poeme, dacă unele sunt... se referă la jocurile, competițiile sportive de la Delphi, da, de la Olimpia, Nemea, spune-te rog Nemea, toate lucrurile, da, astea spune, pentru toată lumea. Avem de-a face aici, chiar foarte important, este vorba de jocuri panhelenice, adică toți grecii participau la ele. Cele mai faimoase pe care le cunoaștem și noi și le cunoaște oricine sunt acele olimpiade. De ce e importante, pe lângă faptul că grecii se adunau la oaltă și își... și încercau forța, fiind împreună ca frații, erau armistiții. Dacă erai cumva în război, nu puteai fi în război în perioada Olimpiadei. Trebuia să... erau acei aducători de armistițiu, solii care mergeau dintr-o parte în cealaltă a Greciei pentru a face pace pe perioada Jocurilor Olimpice. Cele mai importante... Care durau cât? Aveam care durau cât? De 5 zile de olimpiadă, dar bineînțeles că erau pregătite cu mult timp înainte. Erau pregătite cu vreo 3 luni, se aduceau judecătorii, cum am zice noi, arbitrii, se începeau pregătirile, soseau atleții. În total erau 4 asemenea întâlniri panhelenice. Da, olimpiadele, da, erau unele dintre aceste unele întâlniri. Da, și erau și la Delphi, la Nemea. Următoarele sunt cele pitice de la Delphi, în care erau și competiții muzicale, că doar e vorba de Apollo, nu-i așa. Nemeenele, cred că numai necesită introducere, când la Nemea, leul din Nemea, cine ar fi putut să fie? Eroul la baza lor este chiar Heracles. Și ismice, acele jocuri ismice, iarăși erau panhelenice, toți grecii participau, erau cele din Corint. Și aveau și, parcă aveau și, dacă să te gândești, aveau și competiții de bărci. Dacă ne gândim unde este Corintul, right? Nu-i așa? Aveau marea chiar alături. Toate aceste jocuri, din aceste jocuri, el are poeme pentru toate aceste jocuri. Nemeene, pitice, olimpice. Pentru că el sărbătorește victoria anumitor atleți, care în acest caz, în cazul echipajelor de 4 cai, erau regi. Lucru important de știut era că regele nu se ducea în persoană să concureze pentru aceste jocuri. Nu, dar erau caii lui. Și trimitea niște sclavi sau, mă rog, niște jockey care se urcau se urcau în car și conduceau caii. Dar victoria era a lui pentru că el avusese cai. În felul ăsta, o curiozitate despre jocurile grecești, singura formă în care unele de pildă o prințesă din Sparta a fost prin a face parte dintr-o echipă care crescuse cai. Cunesca din Sparta a fost lăudată pentru victoria ei, deși nu a participat în persoană, ci a participat printr-un echipaj. Și cum se explică acest fapt? Regii, pur și simplu, mă rog, nu se pregăteau, nu-și doreau să dedice atât de mult timp, pur și simplu, competițiilor sportive? Cred că era și a te expune publicului în sine. Poate că nu era chiar de demnitatea lor să alerge. Răzvan, cred că trebuie să facem o pauză, dar e foarte simplu, Răzvan. Nu părăsești puterea ca să te duci să participi la jocuri sportive, că te trezești că ți ia cineva puterea. Aș fi un rege furtunos.
pleacă tiranul din Siracuza să se ducă la Delphi și rămâne fără putere. N-are niciun rost. Trebuie să facem însă pauză, o scurtă pauză publicitară și revenim la Pindar și sport în Antichitatea Greacă. Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Am revenit în direct în emisiunea Metope, vorbeam cu invitata noastră, Cătălina Popescu, despre poeziile lui Pindar, dedicate campionilor sportivi din marile competiții panhelenice. Da? Pindar a scris poezii formidabile pentru a celebra victoriile sportive ale sponsorilor lui, cum am spune în zilele noastre, da, care participaseră fie în persoană, dar cel mai adesea nu, da, prin interpuși cu la marile competiții, da, de la Delphi, Olimpia, Corint sau Nemea. Dar vorbeam de Pindar. Pindar este teban, da, este beoțian, ceea ce infirmă ideea ateniană că beoțienii sunt niște tembeli, dacă asta era ce spuneau atenienii despre beoțieni, că sunt proști, că sunt inculți, că sunt țărănoi, cum ar veni. Ori iată că cel mai mare poet al Greciei preclasice, nu? Este Pindar, da? În secolul 6-5, de fapt, da? Este marele poet care reprezintă o lume de dinainte de democrație. Da, valorile pe care le celebrează Pindar nu sunt democratice, sunt valori eminamente aristocratice, motiv pentru care, de-al minteri, cred că ar trebui să-l citim cu mare atenție, da? Pentru că ne ajută să avem o perspectivă mai nuanțată asupra Greciei. Grecia nu e doar democrația ateniană, este iată și un imens poet, unul dintre cei mai mari poeți ai Greciei, care celebrează niște valori predemocratice. Exact, chiar foarte bine ați spus. Arcesilaus, în poemul lui despre Arcesilaus, acest rege se confruntă chiar cu o criză, pentru că spre finalul, la finalul, era să zic mandatului, la finalul, când își termină el funcția de rege, de fapt, Cirene devine o republică. Și iată, chiar este surprins în poezia lui, în piticele sale, când îi dedică poezie lui Arcesilaus, o poezie. De fapt, la un moment dat se observă acolo că poetul înțelege că este vorba că Arcesilaus are niște rivali, că lucrurile nu merg tocmai bine în această dinastie. Dar continuă să-l laude și sigur îl sfătuiește să se împace cu detractorii săi și să facă cumva să medieze, dacă nu neapărat să devină un monarh constituțional, cel puțin să fie cât de cât acceptat. Și totuși istoria ne spune că acea dinastie s-a sfârșit și s-a transformat într-o republică. Pindar este un poet care are mai degrabă simpatii oligarhice și pentru tirani. Da, a scris poezii pentru tirani care au participat la jocurile sportive, mă rog, cei din Sicilia. Da. Tirani, bineînțeles, sunt o excepție modernă, să zicem exact. Foarte clar. Exact, tirano. Nu, să ne înțelegem, nu era un fel de Adrian Păunescu din secolul 5. Nu, nu, era cu totul altceva, erau tirani de o altă factură decât tiranii secolului 20. Dar nu trebuie să ne imaginăm Cruz neapărat, erau pur și simplu niște monarhi absolutiști, așa cum era atunci. Și sigur, mulți dintre ei aveau pretenții de legături divine. De fapt, și Pindar, zice, la un moment dat, încearcă să se identifice cumva prin descendența, prin strămoșii săi cu Egeu, să se întoarcă cumva la niște vremuri în care, la niște vremuri mitice, în care zeii pământenii și aduceau pe lume eroi. Așa era lumea respectivă, așa gândeau, sau cel puțin asta foloseau regii atunci pentru a comunica cu supușilor. Foloseau ideea de divinitate, de sunt conectat cu zeii prin acești eroi care mi-au fost străbuni. Că era adevărat, că nu era. Și desigur aici, în prima olimpică a lui Pindar, avem
chiar un elogiu la adresa lui Pelops, care este în mod clar legat de începuturile, e una dintre legende pentru începuturile Jocurilor Olimpice. Pelops, care pentru a cuceri mâna Hipodamei a trebuit să trișeze, ceea ce este, a vorbit cu zeul său favorit Poseidon pentru a-l ajuta în timpul cursei de care și l-a înfrânt pe tatăl Hipodamei, împlinind astfel profeția, pentru că nu a fost doar o simplă înfrângere, el a murit. Tatăl a murit în timpul cursei și el știa că va fi ucis de unul dintre ginerii, de un viitor ginere. Și de aceea nu vrea să o mărite pe Hipodamea. De aceea și crea aceste curse de care, în care el mereu câștiga, pentru a-i îndepărta pețitorii. Și iată unul dintre ei, da, a reușit să rolul acestor genealogii mitologice. Aș vrea să evocăm cursurile pe care le fac eu de mitologie pentru copii. Pentru că știu, Cătălina, că ai predat și tu în Statele Unite, ai predat în școli din America, din Texas, nu? Dacă nu mă înșel, ai predat latină, ai predat greacă, dar în special latină, știu că ai predat pentru copii. Eu însă îți spun, fac de câteva luni, aș spune grație pandemiei, că alminte nu cred că ne-ar fi venit ideea, de fapt nici n-a fost ideea mea. Da, facem aceste cursuri pentru copii, urmează un curs despre mitul lui Eneas, chiar în vacanța intersemestrială, începem pe 31 ianuarie, și o să rog pe Ioana, pe Ioana Prândurel să ne pună un filmuleț pe care l-am făcut cu copiii care au participat la cursul despre Persefona, despre Persefona și Demetra. Am avea nevoie de filmuleț să-l putem vedea. Uite că acum urmează. Eu tac să vedem filmulețul și vreau să-l comentăm puțin, da? De cum putem preda asemenea lucruri copiilor. Eu cred că trebuie început foarte devreme. Da? Pentru că cultura clasică trebuie făcută accesibilă, cred eu, foarte de devreme. Vă zic eu despre Hades, Persefona și Demetra. Și nimfele cu care se juca Persefona. Persefona este zeița care împreună cu Hades stăpânește în timpul iernii. Ea este fiica lui Zeus și a Demetrei. Legenda spune că Hades, zeul infernului, a răpit-o pe Persefona fiindcă era foarte frumoasă și l-a atras. Demetra se plimba cu Persefona pe o câmpie și ea s-a dus să-și supravegheze holdele și a lăsat-o pe Persefona în grija nimfelor. Când ea culegea flori, el a venit în trăsura sa cu aurie cu 6 cai negri și a furat-o de acolo și a răpit-o. Erau de fapt 4 ani. Demetra, aflând veștea tristă, a început să caute prin lume. Numai că ea nu i-a fost ușor, deoarece oamenilor nu vreau să se pună rău cu Hades. Doar că într-un orășel a fost primită, iar ca răsplată, Demetra i-a învățat pe acei oameni agricultura. Doar că când și-a amintit de fiica ei pierdută, de tristețe a făcut o grevă și a oprit toate holdele să mai dea rod. Atunci Zeus trebuia să intervină. L-a trimis pe Hermes să o aducă pe Persefona. Între timp, când a stat în lumea umbrelor, Hades făcea o șmecherie ca să o păstreze pentru el. Și restul din fire i-a dat să mănânce la plecare jumătate de rodie. Iar când a întâlnit-o Persefona pe Demeta, Demeta a întrebat-o dacă la plecare Hades i-a dat să mănânce o rodie, iar Persefona i-a răspuns afirmativ. Demetra s-a gândit și a făcut un pact cu Hades, ca 6 luni din an să stea la soțul ei, iar restul de 6 luni să stea ea,
iar în acest fel anotimpurile s-au creat. Primăvara, când Demetra își întâmpină frica, vara, clipele frumoase petrecute împreună, toamna, despărțirea lor cea tristă și iarna, inima împietrită a mamei, fiindcă fica ei nu mai este. În cele 6 luni, când stă la Hades, natura este moartă și este frig, iar în cele 6 luni în care stă la Demetra, natura înverzește ca prin minune și hondele dau foarte mult rod. Foarte frumos. Da. Atenția asupra detaliului pe care copiii o au este excepțională. Da, îmi place. Mi-a plăcut Hades cu mustață, nu? Am văzut cu ochișorii mijiți, așa. Da. Ne-a făcut o șmecherie și vezi cum ochișorii sunt așa pe jumătate închiși, se uită pe subgene. Vai, că... Demetra e prima grevistă din istorie. Da, așa este. Prima sindicalistă. Prima sindicalistă, da. Chiar le spuneam studenților mei că la, pentru Grecia, Demetra le-a oferit un dar când le-a oferit agricultura. Dacă ne uităm în Biblie, e un fel de blestem. În sudoarea frunții vei câștiga pâinea ta. Pe când acolo, în sfârșit, mai depinzi de zei, înveți să cultiv plante, este un dar din partea lor. Da. Filmul ăsta, sigur că a fost asamblat de Andrei Câmpan, e graficianul nostru, a făcut o treabă excelentă, mi se pare. E un filmuleț adorabil, însă sunt vocile lor, desenele lor, cum au înțeles ei povestea. Bun, de atunci am făcut și alte cursuri, urmează, cum spuneam, cel despre Eneas și m-ar interesa foarte mult și ochiul tău critic asupra ceea ce facem și să ne aduci idei noi, că ai predat, nu? Și în alt context. Da? E bine fiecare cu experiențele proprii în materie de predare să ne completăm. Da? Și spune-ne despre experiența ta de predare în Statele Unite, în special pentru copii. Trebuie să spun, mă interesează mai mult pentru copii decât pentru studenți. Deci, bun, glumesc, evident. Da, de obicei încercam să fac predarea interactivă când era vorba de copii, pentru că lor le place foarte mult să fie nu doar în centrul atenției, dar vor să... Știți cum copiii se urcă în și încalță pantofii mamei? Același lucru le ofeream și eu. Îi lăsam să fie profesor câteodată. Deci la catedră aveau un mic proiect. Aici nu erau chiar atât de mici, nu umblam cu desene, aveau PowerPoint. Însă și prezentau și spuneam, aceasta este o conferință, dragilor. Uneori le-am adus și mâncare, am făcut prăjiturele, ca să fie exact ca o conferință și cu aperitive și suculeți și așa. Aceasta este o conferință, voi sunteți publicul, voi sunteți prezentatorii. Și la sfârșit aplaudau și se simțeau așa dintr-o dată ca și când ar fi cucerit lumea. Chiar se vedea pe fața lor, erau atât de încântați că au fost aplaudați de colegii lor, de prietenii lor, că au spus ceva și a fost important. Deci predarea interactivă asta e ceea ce este o metodă pe care o folosesc destul de des. Da, mai cu seamă pentru cei tineri este esențial să aibă curajul să spună ce gândesc, să se exprime, să fie creativi. Noi folosim foarte mult desenele în faza prezentă, da, cu cursurile de mitologie. Eu le vorbesc și în ședința următoare îmi prezintă desenele sau discursurile pe care le-au făcut. Elementul vizual e... esențial. Iar unii copii sunt realmente foarte talentați. Bun, le-am ales pe cele mai bune, e adevărat. Și nu toate desenele sunt la fel de grozave. Dar ați văzut că unele sunt superbe, sunt realmente foarte frumoase și amuzante, da? cu cum o ia Hades pe Persefona, da? Și cum spune că s-a simțit atras de ea. Da. Dar ce vârste aveau elevii tăi în America? Oh, am avut din clasa a 6-a până... A 6-a înseamnă ce vârstă? 11 ani?
Da, 11-12 ani, până la 18 ani. De fapt, am avut cam de toate, de la clasa 6-a până la masterat, de-a lungul experienței mele în Statele Unite. Și pentru tine a fost cel mai ușor să lucrezi? Mie mi-a plăcut foarte mult și de-a 12-a, pentru că ei deja se simțeau studenți și se comportau ca atare și aveau un examen, se numea Advanced Placement, în care trebuiau să... era vorba de Vergiliu și Cezar. Trebuiau să știe tot din Vergiliu și tot din Cezar și cu comentarii și orice text le dădea examinatorul la prima vedere trebuia să fie, să fie perfect. Și erau foarte serioși. Asta mi-a plăcut la ei. Erau incredibil de serioși. Cred că asta a fost cea mai frumoasă vârstă pentru mine, ca să predau la această vârstă, 18 ani, 19 ani. No, uite, acum îmi dau seama de treabă și anume că la noi s-a făcut scandal de multe ori, uite, când mai auzeam câte o veste din Statele Unite, că uite, se scoate Homer din program sau nu se mai predă, nu știu ce autor clasic. Da, da, ei oricum predau foarte mult, în state se predă foarte mult. Noi aici în România, nu, mă rog, în liceu, școala generală, strălucă. Cei care erau la Advanced Placement, dacă treceau acest examen, aveau voie să sară la facultate peste niște ani de latină. Și erau foarte motivați. Știau că dacă iau acel examen, vor fi considerați deja în anul 2 sau 3, depinde de notă. Da. Și ei erau foarte serioși și motivați. Da. Da. Bine, am avut și elevi care nu se pregăteau. Întotdeauna se există și... Sau erau foarte mulți care invocau imposibilitatea de concentrare. Și am spus, să știți că toți avem asta și eu am asta. Trebuie să o înfrângem, trebuie să ne calăm pe... Să fim atenți la subiect. Și mulți dintre ei, dacă îi lăsam, dintre cei mici, dacă îi lăsam întâi să joace, să-și revină așa un pic, după aceea se concentrau, într-adevăr. Da. Sunt foarte curios, pentru că ai predat în cultură, mitologie romană, greacă, ai predat și latină și greacă veche, dar mai ales latină. Și sunt foarte curios să aflu mai multe despre această experiență a predării. Ce înseamnă să predai limbi moarte, nu? Până la urmă, care nu se mai vorbesc. Nu există o comunitate de vorbitori nativi. Spre deosebire de, știu eu, alte limbi, de engleză, germană, mandarină. Care sunt provocările specifice? Provocarea este că trebuie să te compulzi ca și când limba ar fi încă vie. Eventual încercam să chiar să-i fac să vorbească un pic, așa puțin. Sau, oricum... Era important să o și audă și să încerce să pronunțe sau să facă exerciții orale, ca și când latina ar fi o limbă vie care se poate vorbi. Asta am încercat. Și știu că am avut profesori care, ceilalți care aveau spaniolă, franceză, îmi spuneau de multe ori, dar de ce predai tu această formă de viitor? Că nu se mai folosește. Zic, da, nu se folosește în limbile moderne, dar se folosește, perfect future se folosește în limba latină. Zic, iată, după aceea ne vom duce la poeți și nu vorbesc limba aceea de toate zilele. Există această problemă că latina, nu învățăm în școală latina vorbită, învățăm latina poeților, care este extrem de elevată, complicată, uneori sunt folosite structuri care sunt mai rare în limbă, care nu se întâlnesc foarte des. Da, asta a fost o mică complicație. Dar sigur, când predai într-un departament la universitate unde și ceilalți predau aceleași limbi sau tot limbi moarte de altă natură, există o complicitate între cei care predau și pasează materiale. Da, știm că copiii nu vor face bine la acest tip de gramatică. Uite, avem o variantă. Și am învățat foarte multe de la ceilalți profesori, la faptul că ei m-au ajutat și mi-au spus, nu o să țină așa, nu încerca să înveți după metoda clasică, am eu niște exerciții. Dar cea mai bună metodă n-ar fi să citești Osservatore Romano în latină, dacă este un ziar în, mă rog, care are și o variantă în latină. Și ești, cum să spun, e pe teme de actualitate. Bun, dintr-o perspectivă catolică, evident. Da. Nu asta ar fi cea mai bună metodă, să citești ziarul în latină. Ar fi. Acum nu știu exact în ce măsură te poate ajuta cu latina clasică a poeților.
Latina ecleziastică este foarte utilă dacă vrei să ai un nivel, să fii bun la latina vorbită, să zic așa, dar este un pic ușurică comparată cu latina clasică. Trebuie cu lucruri ușurele început. Eu cred da. Că, de-al mintele asta, cred că este o problemă, faptul că și în școli foarte bune, da? Am fost în Franța, de pildă, în locul cel mai bun pentru așa ceva, în clas prepa, pentru Ecole Normale Supérieure, și textele pe care le primeam erau întotdeauna de o dificultate extremă. Făceam Tacit, făceam poeți și era de groază. Da? Adică eu sunt un latinist, eram pe atunci un latinist bun, dar mă chinuiam îngrozitor și nu reușeam niciodată să fac față la dificultățile acestor probe. Ori dacă citești latină ușoară, înveți fără să simți. Da? Da, dacă citești, nu știu, latina evanghelilor, da? Deja e relativ ușoară. Sau, cum spunea Cătălina, latina ecleziastică, da? Care se mai folosește și în zilele noastre. Da? Eu cred că e o cale foarte bună de acces. La fel, ce spui, cred că se poate face și la greacă, greaca veche. Una este să citești greaca koine din Noul Testament și alta este să citești greaca... Bun, eu nu pot niciuna nici alta. Da, în primul rând, cred că ar trebui să o rupem cât de cât în greaca nouă. Asta era metoda lui Schliemann. Da? Schliemann spune în amintirile lui, în autobiografia lui, că cel mai bun mijloc, cea mai bună cale pentru a învăța greacă veche este să înveți întâi greacă nouă. De altfel s-a și căsătorit cu o grecoaică, da? După da. Căsătoria lui dezastroasă cu o rusoaică, cu care evident nu s-a înțeles, da? A fost o căsătorie cu năbădăi, a scris unui prieten grec, caut o soție grecoaică nu bogată. Da? Și a găsit ce a trebuit și a fost marea lui parteneră. Da? Marea lui parteneră. El încă o căuta pe Elena din Troia. Cred că asta își dorea cel mai mult și, de fapt, a și prezentat-o drept Elena din Troia în momentul în care i-a pus bijuteriile găsite. Da, e poza aia fabuloasă da. Cu nevasta lui Schliemann îmbrăcată cu toate minunățiile găsite la Troia și ascunse la el în pivniță. Nu în, da. Atunci le-a spus muncitorilor că își pot lua o pauză. Pentru că văzuse ceva sclipitor în pământ și știa că nu de-a face cu... Mi s-a părut foarte interesant ce ai spus tu, Adel, ideea asta să încep cu ceva mai simplu, pentru că altfel e ca și cum ne-am apucat de germană și primul text pe care l-am studiat ar fi Hegel. Bun, evident că o să ni se ia, evident că o să vrem să fugim. Da, poate că... Răzvan, chiar dacă știi bine germană... Bine, oricum îți vine să pui. Hegel poate produce o reacție puternică. Da? Da, eu cred că cea mai bună manieră este cu texte relativ accesibile, relativ ușoare. Așa am făcut și eu cu Ghighi Ceaușescu, un profesor pe care Cătălina Popescu îl ține minte de la Facultatea de Litere de la București. Eu am avut șansa să studiez cu el acasă. Suntem rude. Mă rog, pare tare rău că a murit în urmă cu mai mulți ani. Era un profesor absolut genial. Da? Latina pe care o știu în primul rând grație lui. Și făceam în fiecare săptămână, dar texte relativ ușoare. Evanghelia lui Luca, Cornelius Nepos, tot așa, e un autor care nu-ți dă dureri de cap, spre deosebire de Salust sau de Tacit, da? Care sunt groaznici. Adică am luat niște note foarte proaste cu Tacit. Eu asociez pe Tacit cu niște note proaste. Și Tacit ne dă multe cuvinte care sunt false friends. Îți vine să te duci la primul sens pe care îl știi din limbile moderne și nu este acela. Te înșeală foarte mult, pare ușor și te arunci încolo, este o capcană. Da. Dar sunt foarte curios între greacă și latină, pentru că mereu m-am pus problema asta. Bun, toți începem cu latina și avem oarecum impresia că latina ar fi mai simplă, mai accesibilă, poate mai aproape de română, știu și eu.
și că greaca ar fi mai dificilă. Ești de acord? Pentru că mie mi s-a părut, uite, în greacă, de pildă, avem articole. Ceea ce ușură mult lucrurile, spre o sibere de latină. Ajută, dar din păcate ne ducem la greacă și râdeau unii dintre colegii mei. A, ce ușor, în greacă n-avem decât 3 declinări. Da, da, 3-a declinare este împărțită. Da. De asemenea, este și înfricoșătorul aorist, care pune probleme la început. Pentru că e o chestiune de aspect, nu e atât de mult un timp, e și un timp verbal, dar presupune aspect. E cam acea situație pe care o au învățăcei când încearcă să studieze limba engleză și apare present perfect. Și cum adică present? Un aspect verbal. Nu, e un aspect. Și toată lumea îl traduce, este înclinată să meargă către timpul trecut, dar este mai mult decât atât. Este o acțiune încheiată care are încă importanță sau încă un efect în prezent. Și este greu de înțeles la început. La fel și cu aoristul grecesc. Sigur, bun, în greacă avem și complicația cu middle voice, cum se traduce, diateza de mijloc. Diateza reflexivă. Da, depinde cum privești problema. Bineînțeles că e un strat în plus, dar poate să fie și un ajutor. Pentru da. Nu vă supărați, mă pierdeți până și pe mine cu aceste discuții subtile despre gramatică. Mi-e teamă că se rarefiază ascultătorii. Important este însă altceva. Important este cauza literelor clasice, a studiilor clasice. Vorbesc de o cauză, pentru că este o cauză pentru care merită să luptăm chiar cu sacrificii. Da? Eu cred că este vorba pur și simplu de nivelul de civilizație al societăților moderne. Eu cred cu tărie că, cum să spun, delăsarea studiilor umaniste duce la un regres cultural. Da? De fiecare dată când omenirea a progresat, a făcut-o prin revenirea la sursele reinterpretate, evident, nu preluate fără spirit critic, la sursele acestea ale umanismului, da? Pe care le avem la Homer, la Tucidide, la Herodot sau la Virgiliu și Ovidiu în spațiul roman. Da? Deci eu cred cu tărie că e vorba de o cauză pentru care trebuie să ne mobilizăm și aș vrea să ne gândim după pauză, că trebuie să luăm o pauză publicitară, aș vrea să ne gândim ce e de făcut, ștodielati, da? Ce e de făcut pentru această cauză care ne animă. Repet, Cătălina, tu ești o specialistă, eu nu sunt un specialist, însă sunt un amator în sensul cel mai bun al cuvântului, adică îmi place. Amator, asta înseamnă un om care îi place ceva și amatorii uneori sunt chiar foarte utili pentru a promova o cauză. Luăm o scurtă pauză publicitară și revenim apoi pentru a continua discuția noastră. Tope, emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Am revenit în direct în emisiunea Metope. O avem ca invitată pe Cătălina Popescu. Este clasicistă, specialistă în tragedia greacă. Și înainte de pauză vorbeam despre cum să predăm litere clasice celor mai tineri. Cătălina Popescu ne-a vorbit despre experiența ei ca profesoară în Statele Unite. În Statele Unite și-a făcut teza de doctorat la University of Texas și a predat în Statele Unite, unde iată că există un interes foarte mare pentru litere clasice. Relev detaliu că am aflat că ai predat în clasa a șasea, deci ai făcut latină cu copii în clasa a șasea. Asta înseamnă că în unele școli din Statele Unite se începe foarte devreme cu latină, timp ce în România, în cel mai bun caz, se face foarte puțin în clasa a opta, dacă nu mă înșel, și există această presiune dezastroasă a birocraților Ministerului Educației de a elimina cu totul latina, pentru că, din păcate, Ministerul Educației este un fier de lance al inculturii în țara noastră.
Bun, asta este analiza mea, nu vreau să fiți de acord cu ea, adică nu vreau să vă bag pe gât. De-al minte, chiar vă recomand să nu adoptați toate punctele mele de vedere, că s-ar putea să nu fie bine văzut. Da? Eu sunt deja mai în vârstă, nu mai am nimic de așteptat, nu mai am ambiții, așa că spun exact ce gândesc. Cred că e într-adevăr o presiune regresivă la care asistăm. Însă, bun, concret, ce se poate face în contextul ăsta? Cum putem susține această cauză a studiilor clasice, dând dovadă de ingeniozitate și adaptabilitate? Eu încerc, ați văzut câte ceva, ce pot cu aceste cursuri pentru copii. Am avut și un curs de filosofie pentru copii, cursurile de mitologie pentru copii, însă e nevoie de mult mai mult, da? Nu ajunge doar o inițiativă. Da? Cum am putea oare compensa carențele învățământului public? Este o întrebare dificilă, trebuie să recunosc. Cred că deja faceți ceva prin faptul că aveți acele cursuri, prin faptul că există această emisiune, se discută despre clasice, despre importanța limbilor clasice. Iată, o întrebare care mi s-a pus, de ce te interesează eroii în Metamorfozele Ovidiene și care este impactul lor la nivelul întregii lumii romane? Am putea spune, care este impactul lor la nivelul întregii lumii actuale? Dacă punem astfel de întrebări, cred că vom atrage public și persoane interesate de studiul limbilor latină și greacă. Da, eu mustăceam o leacă pentru că mă gândeam și la poezia erotică latină. Da, da. Și mărturisesc că am citit pe vremuri poezii de ale lui Marțial, de pildă, da, care sunt foarte deocheiate. Cred că ți-ai răspuns singur la întrebare, cum atragem lumea. Dacă ați ști că Catullus, am înțeles că nu a fost tradus în engleză până mult mai târziu, în secolul XIX, pentru că era rușine de poezia lui, era ca un rapper. El când avea ceva despre femeia care îl înșelase, o spunea în cuvintele cele mai deocheate. Așa că, nu știu, pentru copii puștanii care sunt curioși, știți latină, veți înțelege despre ce vorbesc. Nu o să vă spun exact ce a zis, dar a zis multe. Da, așa am citit când eram adolescent Măgarul de Aur, de pildă. Numai că Măgarul de Aur este, de fapt, un roman filozofic, un roman platonician, da. Și este romanul unui om de o foarte mare pietate. Este eminamente un roman pios. Dar este impregnat de o profundă religiozitate ascetică chiar. Da? De fapt, e contrar a ceea ce credeam când citeam în BPT Măgarul de Aur. Nu știu, cred că aveam vreo 12-13 ani, eram foarte curios. Într-adevăr, sunt niște pasaje destul de pipărate, dar sensul romanului este cu totul altul. Este un roman filozofic, platonician, de cea mai înaltă spiritualitate, aș zice. Dar stai un pic, că erotismul și pietatea nu sunt în opoziție decât într-o anumită parte a culturii mondiale, și anume în cultura creștină. Uită-te în cultura asiatică, nu o să găsești acest. Și că tot veni vorba de cultura creștină, acolo apare o critică subtilă, se spune, la adresa creștinilor în acel roman. Păi da, este nevasta brutarului, dacă nu mă înșel, care e probabil creștină, da. Da, nu credea în ceilalți zei, spunea la toți că are un singur zeu în care crede, numai al știe, și este o critică, s-a considerat că ar fi o critică adresa creștinilor, care sfidau sistemul religios. Da, și nevasta brutarului este o nasoală în romanul lui Apuleniu, într-adevăr. Îl chinuiește pe bietul măgăruș și pe lângă aceasta și înșală soțul la modul cel mai grosolan. Da, da, absolut, da, așa e. Ar trebui să menționăm faptul că noi facem acum apologia literelor clasice, nu pentru că am vrea ca toată lumea să devină specialiști în studii clasice.
în fond, Toader, noi doi n-am devenit clasiciști, n-am devenit specialiști, dar virtuțile studiului clasicilor nu se rezumă la doar la aprofundarea unei limbi sau învățarea pe din afara unui vocabular, ci vorba de o modalitate de a analiza. De a analiza un text. Ne plângem că avem analfabeți funcționali. Analfabetismul funcțional e galopant în România. Pentru că n-am învățat să citim, de fapt. Da. De aici... Nu e vorba doar de înțelegerea unor comentarii pe care le citești de la alții. Trebuie să-ți creezi propriul tău sistem când citești. Să înțelegi textul în contextul lui și de asemenea să înțelegi importanța textului dincolo de timpul respectiv, timpul la care a fost scris. Pentru că marii autori, de obicei, universalismul lor provine din faptul că se adresează nevoilor umane de pretutindeni, nevoilor spirituale ale tuturor oamenilor, nu doar a celor din timpul lor. Chiar și, uite, Pitagora, a trăit acum cât timp? 2500? Am calculat bine? Da. Da, 2500. 2500 și, da, Pitagora, mulțumesc că mi-ai deschis această portiță. El apare, bineînțeles, în Ovidiu și este acel liant al metamorfozelor. Dar iată, avem un grec care devine un mesager universal prin doctrina sa pitagoreică. Că este ea luată în serios, este doar un pretext la Ovidiu, asta puțin contează. Nu are o identitate grecească îngustă, nu este doar izolat în insula lui, deși el avea un grup de filozofi asceți, care, iată, erau și vegetarieni, trăiau după anumite standarde, erau matematicieni. Dar importanța filozofiei sale s-a extins la nivelul întregului Imperiu Roman mai târziu și ea și noi astăzi știm de Pitagora, dar nu numai din păcate doar din punct de vedere al teoremei lui Pitagora, matematică. Dar nu trebuie să uităm că pentru ei matematica era un domeniu sacru. Am o prietenă care a scris despre Pitagora și mi-a spus noi nu înțelegem ce privilegiu avem când învățăm matematică. Pentru această știință s-a murit, pentru a obține cunoștințele matematice. Da. Treceai printr-un proces de inițiere destul de dur. Eu mă gândeam acum că am murit de plictiseală cu exercițiile de matematică, da? Ce ne erau băgate cu pâlnia în cap în liceu în România înainte de 89. Dar prietena aceasta ta bănuiesc că nu e româncă, nu? E americană. No, Jacqueline Thomas. Aha. Că ar fi foarte interesant să avem o perspectivă asupra științei în context grecesc. Da? Poate că în felul ăsta ne vom pasiona și noi pentru matematică, da? Cu Pitagora și Euclid mai târziu, dacă și Euclid este un filozof. Da, da, și era rezervată doar celor dintr-un anumit grup filozofic. Puteam spune că era rezervată elitelor. Era o cunoaștere sacră. Sunt foarte multe. Dacă vă spun, dacă începem și discutăm despre medicină, de pildă am avut și un curs de medicină antică, Hipocrate, și nu doar el. Din școala hipocratică, dar erau mai mulți totuși. Este foarte interesant modul în care ei priveau medicina. Din nou, erau ceva între filozofie, religie, știință. Pe vremea aceea toate se combinau. Faptul că Ion Barbu a spus că între matematică și că matematica și poezia se întâlnesc în univers, este adevărat. Am avut o studentă de data aceasta care mi-a spus, era foarte bună la matematică și nu prea s-a murat după latină. Pe ei forțează să ia latină și, din păcate, în primii ani de facultate, când sunt la college. Și mi-a spus, la un moment dat, după ce i-am arătat anumite cum trebuie înțeleasă în context, sintaxa, și a spus, zice, aveți dreptate, latina e matematica limbilor. Deci a găsit în mod clar ceva, un liant între ce făcea ea și ce iubea ea și această limbă. Două lucruri vreau să spun aici. Relev încă o dată de acest detaliu foarte semnificativ, da? Că într-un college american se face latină. Și nu fac latină doar latiniștii. Nu, fac latină
inginieri, doctor, economiști. Am avut și soldați, să știți. Da. Am avut și copii de la copii pentru mine. De la Academia Militară de 18-19 ani, veneau în uniformă, erau foarte serioși, erau totdeauna cu tema făcută, n-am pomenit așa ceva. Militarie, nu? Avea ordin să facă latină, făceau latină. Nu, e foarte important să reținem acest lucru, cât de ce rol joacă cultura clasică în educația americană. Da? Și noi avem impresia că dacă trăim în secolul 21, trebuie să uităm, da? Să aruncăm la gunoi moștenirea noastră. Noi tot timpul avem impresia că suntem mai aproape de această moștenire decât americanii. Da? Și avem și tipul ăsta de dispreț stupid față de Yankee. Da? Uite că Yankee cultivă literele clasice mult mai mult decât descendenții lui Traian. Noi avem și, suntem și în situația asta absolut ridicolă, că avem un imnul național vorbește de nepoții lui Traian. Ori nepoții lui Traian aruncă la gunoi literele clasice, în timp ce disprețuiții Yankee, așa zis barbari, uite că fac latină, deși nu urmează să facă din asta o specialitatea lor. Dar apropo de medicină, aș mai vrea să evoc fabulosul sit de la Epidauros, da, în care ai un complex spitalicesc alături de un templu. Da? Ai templu, ai complexul spitalicesc, ai locul acela, incubatorul pentru vise, și faptul că preoții erau specialiști în interpretarea viselor, erau un fel de psihanaliști avant la letră, și ai în același loc un stadion, un stadion mare, stadionul de la Epidauros este destul de impresionant, și evident fabulosul teatru de la Epidauros, toate în același loc. Medicina înseamnă cultură, înseamnă sport, înseamnă conectarea cu subconștientul, de fapt, că visele erau interpretate de preoții lui Asclepios. Atenție, un zeu care moare și apoi renaște. Și nu întâmplător Asclepios a fost... Da. Și care moare pentru că a încercat să aducă nemurirea altora. Și a reușit. Da? A reușit. Și a fost... L-a înviat pe Ipolit. Exact. Printre altele, vreau să vă spun că Asclepios este parte din lucrarea mea pentru Copenhaga. De fapt, faptul că el are un tranzit, își lasă în urmă templu și își lasă o imagine fizică a sa în templu pentru ca el să se transforme în spirit și trup pentru a merge la Roma. Că tot veni vorba de destinul roman al eroilor, dar și de destinul internațional al eroilor romani, că îl avem în ultimele capitole ale Metamorfozelor, avem și ideea că Cezar este din descendență din că de fapt este legat prin ea de neamul troian și de lumea greacă, lumea Asiei Mijlocii. Sunt tot felul de încercări pe care Ovidiu le face pentru ca aceste personalități să aibă un destin internațional. Da. Pe de altă parte, întotdeauna m-am întrebat dacă finalul Metamorfozelor nu cumva este scris la mișto. Oh! Există, domnul profesor Galinski exact asta spune, că există foarte mult... Ovidiu este un glumeț și uneori râde de Augustus chiar, uneori aproape pe față, riscă, merge până acolo, foarte aproape. Îmi place cel mai mult în manualul lui de agățat, în Artea de a iubi, cum spune să te duci la triumful, la unde să te duci să prinzi pește, da? Unde să te duci să agăți gagici. Păi te duci la triumfurile mărețului nostru împărat, da? Acolo găsești multă lume adunată și un loc ideal ca să agăți, da? Este extraordinar, adică ironia lui e fabuloasă.
Absolut. Și chiar Andrew Felder spunea că observă că cele mai bune locuri unde poți să te săruți cu iubita ta erau diverse temple din centrul Romei, cele mai rezonabile și mai pline de demnitate locuri. Acolo se fureșeau tinerii pentru un sărut luat pe furiș. Și Andrew Felder chiar spune, iată cum îi subminează politica de reformare a moravurilor, bietul împărat. Încercând, îi preia monumentele și le transformă în locuri de agățat, iată. Și vă mai mirați de ce a scăpat de el, de ce l-a trimis la plimbare? Eu cred că e ceva mai grav de atât. Da. Mă rog, e o discuție foarte complicată și motivul pentru care a fost exilată Iulia, fiica lui Augustus, nu e deloc clar. Sigur, teza oficială este desfrâul ei. Însă există o carte foarte, un studiu extraordinar al lui Jerome Carcopino, marele istoric, care sugerează altceva, că e de fapt o motivație de ordin politic. Dar hai să o lăsăm pe Iulia deocamdată deoparte, să ne gândim la ce putem face. Și mă gândesc, de pildă, e o idee care îmi trece prin cap, eu nu mă simt capabil de așa ceva, o serie de cursuri despre știință în Antichitatea Greacă, da? Despre cum au inventat grecii discipline pe cum geografia sau medicina, da? Despre medicina greacă m-ar interesa foarte mult să ascult un curs, deși, repet, eu nu știu decât foarte puțin în legătură cu Hipocrate, de pildă. Hipocrate, dar și Aristotel. Cele două discuții referitoare la sămânța în ghilimele feminină și masculină. Dacă în procesul conceperii unui copil, femeia este practic un recipient, iar bărbatul aduce de fapt materialul, sămânța, asta era ideea lui Aristotel, iar Hipocrate recunoaște prezența a două semințe care se contopesc. Era foarte greu pe vremea aceea, fără microscop, fără până și anatomia cum se făcea. Dacă mergeai la o execuție publică, trebuia să furi trupul condamnatului ca să poți să faci anatomie, să înveți. Ca atare, e foarte interesantă disputa dintre diversele școli medicale referitoare la reproducere, la sănătate, la cauza bolilor în general. Ar fi foarte, foarte interesant de văzut. Da, Cătălina, a evocat mai devreme problema asta a nașterii copiilor, a conceperii copiilor și, într-adevăr, da. Aristotel susține... Apare și Neschil. Da, exact, că apare, asta e o temă fundamentală în tragediile pe care le-ai studiat, în special la Eschil. Argumentul e că noi suntem în primul rând copiii tatălui nostru. Mama nu e rudă, ea este doar doica fructului. Evident, trebuie să condamnăm asemenea reprezentări maciste, fără îndoială, dar... Interesant, totuși. Bun, disputa, înțeleg că disputa științifică e foarte importantă de pe atunci, adică Hipocrate tocmai susținea o teză contrară, nu era pe aceeași linie cu Aristotel sau Eschil. Da, era convingerea că există două, că și femeia are o contribuție, de fapt atât bărbatul cât și femeia aduc pe lume copilul până în fiecare... cât un element. Și după aceea, bineînțeles, mama oferă camera de gestație pentru dezvoltarea fătului. E foarte interesant la Aristotel. La Aristotel se merge pe ideea că pneuma, spiritul, răsuflarea, este dată de tată. Tatăl aduce, el practic modelează materia și transformă, îi dă și suflul vital copilului în momentul în care însămânțează mama. Adică e principiul activ. Da, din toate punctele de vedere, de la ceva extrem de fizic la ceva extrem de subtil, cum iată sufletul, pneuma. Da, sigur că dacă auzi lucrurile astea așa, fără să ai tot contextul în minte, par niște monstruozități, niște aberații totale. Numai că toată această teorie are legătură cu distinția aristoteliciană între formă și materie. Da? Și forma este
este de origine paternă. Asta e teza aristoteliciană, da? Că forma provine de la tată, iar mama are o contribuție foarte importantă de natură materială. Bun, asta da. E teza aristoteliciană, evident falsă, și e foarte interesant să vedem că există în epocă autori care gândesc diferit. Da, da. Se merge mai departe. Galenus, se merge și mai departe. Galenus, care considera că, practic, și chestia asta transmite mai departe, dacă nu mă înșel, dar trebuie să verific și la Paracelsus, era ideea asta că organele feminine sunt, practic, niște organe masculine inversate. E ca și când ai avea o mănușă și tragi degetul pe dos. No. E, în felul ăsta, nu știu, era ideea asta de matrice. De complementaritate totodată. Da, complementaritate, matrice. Da, e, nu, se pot face multe, se pot spune multe, se pot face cursuri foarte frumoase pe acest domeniu, ce să mai vorbim. Da, de fapt, asta trebuie să recuperăm, pluralitatea acestor perspective. Da. Dinamismul vieții intelectuale în știință, să mă rog, ceea ce am numit noi astăzi științe, în filozofie, în filozofie naturală, în istorie, căutarea de cauze. Practic asta înseamnă, să cauți cauze, să cauți explicații. Dacă ne gândim la asta, da. Deci, ce... am avut pe cineva care îmi spunea, ce filozofie, este doar o știință eșuată. Sună atât de trist și de dur și de brutal, dar este de fapt mama tuturor științelor. Și asta e partea frumoasă, aceasta e partea frumoasă despre filozofie, că este mama științelor, dar este și mama umanismului în același științe, a științelor exacte, dar și a studiilor umaniste. Din filozofie se desprinde poezia și oratoria, din filozofie se desprind matematicile și fizica. Și toate cele. Primii filozofi erau fisicoi, căutători ai esenței naturii. Da. Prima lor problemă fiind să înțeleagă exact ce este această natură. Și abia apoi a apărut partea de moralitate, de etică în filozofie. Inițial era cine suntem și ce este acest loc unde ne aflăm. Cum sigur, a apărut? Presocraticii nu vorbesc despre moral, în primul rând. Nu. Mă rog, unii totuși, da. Da, știu la care te referi, la Tales, la Anaximandru, Anaximene. Cătălina, îți mulțumim foarte mult pentru participarea la această emisiune. Ne-ai vorbit cu multă pasiune și căldură despre Pindar, despre Ovidiu, despre celelalte teme pe care le-am abordat și abia aștept cursul despre Pindar. Pentru că efectiv este un imens poet și ne ajută să avem o perspectivă diferită asupra Greciei. Este un poet de o imensă importanță, care însă reprezintă valori predemocratice. Asta mi se pare extrem de important. Valori pe care le găsim evident și la Homer, de pildă. Da, este însă un autor care este situat cronologic puțin înainte de marile creații culturale ale democrației, în special ale democrației ateniene. Este un poet extrem de important și este o cale extraordinară pentru a înțelege mitologia greacă, pentru a înțelege etosul acesta predemocratic, aristocratic, și totodată pentru a înțelege mai bine diversitatea lumii grecești. Deci abia aștept cursul despre Pindar și abia aștept și alte cursuri, uite, despre știința greacă. Asta e o idee care ne-a venit în cursul acestei discuții. Sigur, cu cea mai mare plăcere, abia aștept și eu, mai ales că Pindar, într-un fel, avem o anumită aristocrație homerică, elite cu sportul lor, dacă ne gândim la funerariile lui Patroclu și la cum vedeau ideea de sport și de atletism aristocrații ahei. Și iată-l avem pe Pindar de cealaltă parte cu celelalte sporturi ale regilor aristocratice și cum ei nu participau, dar participau în spirit. Sper să ne mai întâlnim. Sigur, aș dori să am și un curs, să vă spun sincer, pe Heracles, mai ales că tot l-am discutat acum. Și
transformarea lui în apoteoza lui Heracles este emblematică pentru un erou. De fapt, Ovidiu și-ar dori să fie un Heracles în poezie, să se transforme, să ajungă până la stele. Exact. Cătălina, am mai avut cursuri despre Heracle, dar e foarte bine, mai facem, că am avut un curs pentru copii despre Heracle și am avut și un curs despre Heracle în tragedia greacă, la Euripide, la Sofocle, la Seneca, de asemenea, care a consacrat două tragedii lui Heracle ca erou stoic, de fapt. Da? Deci sunt foarte încântat. Heracle este esențial, deci abia aștept un curs și pe această temă. Mulțumim foarte mult încă o dată, am fost foarte încântat de această discuție. Și vă dau tuturor întâlnire săptămâna viitoare, tot așa, la ora 2, la Metope. Mulțumim frumos! Metope, emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.